Salutare, prieteni! Eu sunt Ursu și astăzi facem primul episod din Truck Vlog. Suntem în Austria, în orașul Salzburg. Adică lângă orașul Salzburg, mai precis, cam la vreo 10 km de Salzburg. Și am descărcat, acum plecăm de aici către Linz. Așa. Suntem pe munte undeva aici. O să vedem că e zăpadă. Ok. Și-am plecat. Așa. Conducem un Iveco Stralis. Euro 5 mai vechi, din 2009, 420 de cai. Suntem pe tandem tocmai de aia și acum suntem la munte, suntem fără remorcă momentan. Și iar acum ne îndreptăm în Salzburg să luăm remorca, deoarece acolo am lăsat-o. Am jumătate de oră până acolo, cu tot cu trafic. Nu e foarte departe. E ora 8:30, a 9 suntem acolo, mai bine. Și plecăm către Linz. Astăzi o să învățăm cât de important este retarderul pentru un camion și cât de mult salvează frânele, deci practic tot dealul ăsta, tot muntele ăsta, îl vom coborâ doar și doar cu retarder. Afară e foarte urât, bate un vânt foarte tare. De obicei aici așa e și mai rece aici la Promotion. Asta sunt 4 grade jos, erau 7 grade în oraș. Ma, inițial, când cobori o pantă, de preferat e să menții aceeași viteză cu care ai și urcat. Fiind vorba de camion, urci destul de greu, deci cobori la fel și urci. Adică nu e o regulă neapărat, dar de preferat ar fi să faci așa pentru că ești numai în siguranță. Așa. Și niște curbe de pop. Deci pe aici mă pune să frânez atât de tare că tot așa am și urcat. Tot cu 40, maxim mai mult nu am mers. Adică viteza mergea, dar vreau să iei curba destul de corectă, ca să zic așa. Curba corectă pe barul să ne-a levat. Stațiune Montana aici, unde sunt eu. Am livrat niște containere cu obiecte textile. Mai fi prosoape și ceașafuri și așa mai departe. Merge mult mai mult și am siguranță în mine să o las mult mai mult, dar niciodată nu poți să știi ce se poate întâmpla, frate, poate rămâi fără o frână sau ți intră un bou în față și nu mai poți să te oprești. Aici, la vale, distanța de frânare va fi de două ori mai mare, așa că mai bine o lăsăm încet ușor. Retarderul non-stop. Mașina asta are 6 trepte de retarder, ceea ce foarte bine, la 6-a treaptă deja frânează foarte tare. Practic nu ai nevoie de frână să cobori asemenea de
dealuri. Bine, frâna nu o folosesc foarte mult decât sunt în aglomerație sau chestii de gen. Când mă opresc la stop sau să cedez trecerea sau mai știu eu ce, dar în schimb pe autostradă la ieșit sau așa, tot timpul retarder. Cât de mult retarder, așa economisesc foarte, foarte mult frâna. Este și mai comod, e la mână. Retarderul ăsta are răcire pe apă și s-a ridicat foarte tare. Apa s-a ridicat foarte tare. Tot timpul mi se întâmplă asta. La MAN Euro 5, la Euro 5, da, aveam retarder tot în 6 trepte. Iar când coboram dealuri mai lungi, deja mi-a arătat că retarderul nu mai funcționează la puterea lui normală și nu, practic nu mai putea să oprească mașina, se încingea foarte tare și nu mai făcea față. Așa foloseam și frâna foarte mult la mână. Așa, aici ca bătrânii cu 30. Partea dreaptă e orașul, nu se vede pentru că telefonul bate doar în față. Dar se vede o apă frumoasă acolo, e un râu pe aici. Ăsta sparge pietre. Spar și nuci cu el când mănânci. Mai ai nevoie de spărgător. Asta e telefon adevărat, de frate. Îl încarc o dată pe lună. Bine, nici nu prea vorbesc la el, că e telefonul de firmă, dar oricum mă țin o lună bateriele. Uit să-l mai încarc. N-am o liniuță, mai țin o săptămână. Așa, aici facem la stânga. Sunt frumos. Da, se retarderul jos, dar e o chestie foarte faină la mașina asta. Bine, și la altele, dacă retarderul e lăsat în jos și apeși accelerația, el iasă automat din ecuație și poți să accelerezi. În schimb, când ai lăsat accelerația, ai intrat automat iarăși. Asta e râul peste care se vedea de sus. Așa. Și o să mergem către autostradă. Hai să vedem dacă avem două axe setate. Da, e setate două. Uite, exact că ăsta din față, exact așa conducem și noi, doar că ne avem Iveco. Timp să mutăm, să știe de ea cum intră și el. Foarte mulți nu semnalizează în giratorii, ceea ce e foarte enervant. Foarte, foarte enervant. Trebuie să stai după el, frate, în ce direcție se duce ca să poți intri și tu. Ești cu camionul, e foarte iurea, pentru că trebuie să aștepți după toți. Fie cu mare, ai de stat. Mă ia somnul. Erau 4 grade, jos sunt 7.5. Deci 4.5, 7.5, diferențele 3 grade de la altitudinea aia la asta de jos. E
majoritatea sunt și mai mult. Scutiera. Ah, ce bine. Ca un boss. Băi, tot sunt suficient. Dreapta și semnalizează dreapta. Eu mă duc în stânga, deci voi semnalizează stânga. Foarte bine că semnalizează. Ia iurea, că nu se semnalizează. Acolo, vede? Opa, la de altă. Pe autostradă, pe A1, nu pe A9 de fapt. Asta e pe A9 către Graz. Dacă vă place această serie, nu uitați să dați un like și un share, să vadă și prietenii voștri. O să mai facem episoade, puteți să lăsați în comentarii diverse subiecte despre ce să discutăm, despre cum e să fii șofer pe camion, ce trebuie să faci când ești șofer de camion, absolut tot ce vreți voi. Lăsați în secțiune comentarii și le vom discuta împreună în următorul episod și toate cele ce vor urma. Nu știu dacă se aude pe filmare, dar se aude un fluierat. Fluieratul ăla se aude de la turbină. Turbina a fost schimbată recent, deoarece mi-a explodat în mers. M-am trezit cu un nor de fum dintr-o dată lângă mine și nu știam de unde e și am văzut că nu mai trage mașina. Nu s-a oprit. Era pe atras pe atât și am constatat că nu mai am turbină. E nouă turbina și nu știu de ce cauză fluieră. Chiar așa trebuie să facă ea, nu știu.
am condus. S-a resetat și tahograful. Am condus de la 17 minute. Bandă în față. Sperăm că nu se face și coadă. E destul de nasol. Și s-a făcut. Punem puține avarii și încetinim puțin. Să avertizăm pe cei din spate că încetinim mai tare decât normal și să fie atenți. Pare că sunt niște lucrări de reabilitare la pod. Cum montează oamenii conurile și toate treburile. Că va fi ceva timp închisă zona. Autostrada asta este nouă. Abia anul trecut, prin toamna, au terminat-o. Practic au distrus-o pe cea veche și au returnat alta. Cam albă, dar arată bine.
parcarea asta, facem și noi la dreapta către Viena Linz. Mergem în partea aceea. Mergem în partea cealaltă. S-ar zice pe la noi, pe la deal. Ce nasol, foarte înnorat în direcția asta. Cred că o să și plouă, dacă mă știu. Chiar îmi spunea pe telefon azi dimineață că va ploua. Sper să nu înceapă de nașpa. A fost foarte multă ploaie, da, aici ne încadrăm și noi. Ne băgăm pe prima bandă și mergem. Scrie acolo peste 7,5 tone interzis să mergi cu mai mult de 60 de km la oră de la ora 5, de la ora 22 seara până la 5 dimineața, ceea ce înseamnă că poluarea sonoră este depășită noaptea. Nu ai voie să faci zgomot prea mult seara de aia, deși e și limitată la viteza. Bine, acum când vine unul cu tatra lui bunicul pe aici și strângă-ne la ea cu 60, cred că vrei să treacă cu 100, să treacă cât mai repede. Câteodată e bine să nu fie, câteodată mai bine să fie
ales dacă ai de mers noaptea, să nu te plictisești. Eu merg mult și noaptea, deoarece încep lucrul la 2 dimineața, mă sui în mașină și dăm talpă. Facem curse fixe în fiecare zi, Linz-Salzburg, Salzburg-Linz. Nu e greu deloc, doar că e un program destul de lung, să zic, 12-13 ore maxim. Bine, sunt zile în care treci de 13 ore, ajung la 14, ajunge în maxima de 15 ore, câteodată. Deci, când ai voie de acele 2 ore pe săptămână să faci 15 ore. E foarte rar mi se întâmplă să fac, să merg în programul de 15 ore, dar nu. De obicei mă opresc în cel normal de 13. La firmă descarc într-un singur loc, deci nu e grav. Da, și aparatul ce se aude, care piuie acolo, este GoBox-ul de autostradă. GoBox de Austria este albastru acum. Sunt și portocalii cele mai noi, modelele mai noi decât ăsta. Practic ăsta plătește autostrada, tu setezi, ai un buton pe care setezi axele. De exemplu, noi acum suntem cu 2 axe, e setat pe 2 axe. Voi lua și remorca, remorca mea e cu o singură axă și vor fi 3 axe în total. Și ai acolo 2, 3, 4 și 4XS. Ești pe 4X atunci când ai 5 axe, normal, cap, tractor și semiremorcă cu 3 axe, iar X4XS când ai mai mult de 5 axe. Nu știu cum funcționează sistemul de plată, dar presupun că este scump. Așa, mergem prin tunel așa frumos. Hai, nenea, mergi, așa, mă urăsc. Urăsc pe ăștia, merg cu 70 și pe apune semnalizare că el merge la nu știu ce ieșire, cu zgura mătii. Și că-l doare pedala să meargă cu 80. Este asta pipuie, doar că trecem peste anumite porți. Gen asta unde sunt indicatoarele, dar fără indicatoare, e doar o bară așa pe stradă. Doar atunci piuie, atunci este plată. Sunt chestiile să le găsiți cel mai mult la intrări și la ieșiri. Tot timpul vor fi și la intrări și la ieșiri. Și desigur sunt multe și pe drum, dar cele mai multe intrări și ieșiri. Dacă v-ați jucat Euro Truck Simulator 2 și ați condus pe harta Austriei, veți vedea că aceste ieșiri și aceste străzi pe care eu sunt acum sunt prezente și în joc și sunt similare cu ceea ce este realizat, adică gen ieșirile sunt ilustrate foarte fain, deci foarte realistic, exact ca în realitate. Și mai în spate, la intersecția unde noi am venit către Viena, iar înainte mergeai către Germania, către München, către Rosenheim, în acolo, podurile alea sunt făcute exact în realitate. Ok, și aici noi ieșim la Salzburg Nord. Chiar mă jucam într-o zi și am văzut chestiile, i-am rămas mirat, că chiar nu credeam că, uite, frate, chiar în realitate, deci chiar exact în realitate. Să vă jucați și o să vedeți dacă ajungeți în zona. Și aici. Să mă încet că e gâr la mare aici, ha? Așa. Tap. Da, și cum așteptam, începe să picure. De ce nu? Am un CD-ul pe acolo care se plimbă de colo-colo. Mă
direct în față și apoi nu mai fac stânga și gata. Foarte atent la mașinile mici, că uite știu cu ce viteză merg, frate, n-au nicio treabă. Ăsta au trecut pe roșu. Sau nu? A, nu. A, încă mai e verde, what? Mă gândeam că s-o schimbă, da. Băi, dar mult mai ții. Treaba bună a făcut ăsta, că nu-i funcționează funcționalizarea pe partea cu dreapta, uite. Se vede că îi merge în față pe capul tractor, dar pe remorcă nu. Stai nenea fără semnalizare. Stă pe avarii, de fapt, dar semnalizarea de pe partea dreapta nu-i merge. Foarte periculos, pentru că nu știi ce direcție e atâmpit și s-ar putea să faci o grozărie. Ok, am ajuns și... unde ne luăm pe remorca. Bun, se numește Kiffenberger Logistic. Nu lucrez la firma Kiffenberger. Este doar un loc unde ținem și noi remorca. Uite, colegul meu mi-a lăsat ușa deschisă la remorca. Bravo, colegule, ești cel mai coleg tare. Așa. Ce o mașină făcută praf. Asta se numește neatenția. Bun, și acum cuplăm și o să plecăm în câteva minute. Ia să ne uităm. Așa, 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 așa. La tandem trebuie să dai încet cu spatele. Bine, în principiu și la
asemile morcă, la tandem e mai ureau, pentru că trebuie să nimerești la fix acolo, frate, nu știu. Ești mult mai departe față de cum e capul tractor. Și nu poți să asimileze. Bun. Vom cu care morca și plecăm imediat. Și gata, prieteni, am luat remorca. Iar acum plecăm către Linz. Dacă ați văzut Iveco, ce a trecut acum prin față al nostru este identic cu acela. Tot alb. Alb complet. Semafor, de obicei, sau când ne oprim și staționăm mai mult și chiar și în aglomerație, de preferat e să tragi fioan de mână, nu se mai obosești piciorul așa, e mult mai utilă.
mult în față și apoi să mirezi. Dacă nu te urci cu remorca pe semafoare. Dacă v-a plăcut, puteți să-mi dați un like, puteți să-mi dați un share, lăsați opinia voastră în comentarii, iar noi ne auzim data viitoare. Pa!